local pentru situații de urgență, am convocat acest comitet, în primul rând pentru a informa toți factorii interesați de situația municipiului Ploiești cu această gripă. La nivel de școli, până în cursul zilei de ieri, erau 10 cazuri care fuseseră confirmate în urma analizelor făcute la secția de boli infecțioase de la Spitalul Județean. Conform procedurilor și metodologiilor pe care le au cei de la Direcția de Sănătate Publică, niciuna din școli, deși într-o școală sunt 4 cazuri, niciuna din școli nu există un focar. Focar înseamnă cel puțin 3 cazuri într-o clasă sau 3 cazuri care au avut legătură între ele din zona respectivă. Nu avem așa ceva până în momentul de față. Am solicitat... La grădini. Deci 10 la școală. Nu, școli și grădinițe. Deci tot ce înseamnă și creșe. Tot ce înseamnă zona de educație. Cel puțin pentru școli am solicitat ca Direcția de Sănătate Publică, împreună cu Inspectoratul, să facă instruiri la nivel de diriginți învățători, da? Pentru, pe de o parte, pentru că până la urmă reprezintă primul filtru, dacă sunt așa, identificarea potențialelor cazuri de gripă, discuțiilor pe care ar trebui să le aibă cu părinți, inclusiv discuțiile pe care ar trebui să le aibă cu elevii, da? pe chestiunile respective. Acest lucru nu s-a făcut, cel puțin până în cursul zilei de ieri. Asta am solicitat în primul rând să se facă. Și am avut o serie de discuții cu privire la necesitatea, dar opinia celor de la DSP nu a existat o astfel de solicitare. O dublare sau o creștere a numărului de treceri din partea operatorului economic care face dezinfecția în școli. Deci aici vreau să îmi spuneți un pic. Câte școli avem? Școli și grădinițe? 50 de unități, da. Școli care și grădinițe. Da, care au, mă rog, mai multe... Cât medici? Care au mai multe... Deci 50 de școli și grădinițe. 100 de clădiri, da, 100 de clădiri. Cât medici? Nu știu să vă dau o cifră exactă. Da, cu aproximație. Asta ar trebui să vi se spună. Bun, normal, la fiecare școală care are personalitate juridică, ar trebui să existe cabinet medical. Nu, eu mă întreb de medici, domnul primar, nu de cabinet. Cabinet cu cheie și la cărți nu ne arată. În jur de 15 sau 16 medici sunt la nivel de școli și de dezinfecție. Acțiunea de dezinfecție, pentru că aici deja s-a spus că a început de vineri, urmând ca până luni la redeschiderea școlilor să fie aproape toate. Deci toată acțiunea, deci de acțiunea pe care noi avem normală, uzuală, conform programului. Nu uzuală, asta acum nu, de gripă, din weekendul prelungit. Deci conform contractului noi avem un anumit număr de treceri. Aceste treceri s-au făcut. Una din temele discuției a fost cea legată de necesitatea suplimentării acestor treceri pe această perioadă. Mai ales că avem și vacanța, da? Săptămâna viitoare avem vacanță și puteam profita din toate punctele de vedere de această vacanță. Și de la DSP recomandarea lor a fost că a face în această perioadă de vacanță o nouă trecere suplimentară nu este niciun plus față de măsurile care s-au luat cel puțin până în prezent. Pentru că gripa, degeaba faci dezinfecție în spațiu, dacă îți vine o persoană care are gripa respectivă, se atinge de obiecte și e ca și cum nici nu ai fi făcut. Asta a fost explicația de SP-ul. Mai pun o dată întrebarea. În aceste 4 zile de mini-vacanță, de weekend prelungit, au fost dezinfectate toate unitățile de învățământ? Nu, s-a făcut conform procedurii din contract. Deci a fost făcută pentru luna ianuarie, s-a făcut dezinfecția în școli.